Cui nu-i place o porție de paste cu sos de roșii sățioasă, ușor de făcut și plină de gust? Câteva mici ponturi transformă acest banal fel într-o mică aventură culinară. Să începem! Ingredientele detaliate le găsiți în descriere. Primul pont interesant este că modificând ingredient din listă, putem obține o cu totul altă mâncare. Punem busuioc? Avem paste marinara. Schimbăm busuiocul cu fulgeri de iute? Avem pasta alla arrabbiata. Vrem carne și punem guanciale sau panceta? Avem paste alla matriciana. Trebuie să știți că atunci când puneți tigaia pe foc, trebuie să aveți ingredientele deja tăiate și pregătite la îndemână. Punem 2 căței de usturoi feliați în 2 linguri de ulei încins în tigaie. Tot acum putem pune și busuioc cu fulgii de drojdie sau panceta. Prăjim usturoiul până începe să se rumenească ușor, moment în care adăugăm pulpa de roșii. Nu avem voie să lăsăm usturoiul să se ardă, căci capătă gust amar, de aceea este important să avem roșiile pregătite pentru a fi adăugate la momentul potrivit. Un alt pont util este că durata preparării pastelor cu sos de roșii depinde de ce tip de ingrediente folosim. Dacă vă grăbiți, folosiți roșii de la borcan, căci dacă folosiți roșii proaspete, cum am făcut eu, timpul de gătire se lungește cu circa 40-50 de minute. Eu am început cu 1 kg de roșii proaspete pe care le-am blanșat. Am un video separat pe această temă, găsiți linkul în comentarii. Dar pe scurt, am crestat roșiile la bază în cruce, le-am pus în apă clocotită 2-3 minute, le-am mutat apoi în apă foarte rece și le-am curățat de pieliță. Trebuie să spun că acesta nu este un pas obligatoriu, dar este un semn de rafinament culinar. Îndepărtarea pieliței dă o textură mai mătăsoasă preparatului de roșii. Apoi roșiile se taie, se îndepărtează cotorul lemnos și cu o lingură se scot semințele, lăsându-se doar pulpa. Sucul rezultat din această operațiune eu îl strecor și îl păstrez pentru a-l adăuga ulterior în sos. Asta dacă rezist să nu-l beau înainte. Pulpa roșilor am tăiat-o cubulețe și am folosit-o pentru sosul nostru de roșii. Am adăugat și sare și frunze de busuioc. Motivul pentru care am adăugat doar acum busuiocul este că nu am dorit o aromă prea puternică. De data asta vreau paste cu un puternic gust de roșii. Am pus sucul de la roșii, am amestecat puțin, apoi am pus capacul, am dat focul pe mediu mic și am lăsat să fiarbă încă 40 de minute, amestecând din când în când și adăugând lichid dacă este nevoie. Acum roșiile sunt aproape gata, e momentul să punem pastele. Punem 2 litri de apă la fiert, când aceasta dă în clocot, punem sare, așteptăm iarăși să dea în clocot, după care adăugăm pastele. Eu am folosit spaghete, cu numărul de pe ambalaj 5, acel număr să știți că indică grosimea lor. Cât pastele fierb, ne ocupăm de sosul de roșii. Dacă roșiile sunt prea acrișoare, adăugăm o lingură de zahăr. Acest lucru nu este obligatoriu, dar este un secret mega util în echilibrarea gustului. Adăugăm și sare, dacă mai este nevoie. Iar la sfârșit, pentru un gust puternic de roșii, am pus și pastă concentrată. Cea folosită de mine are 25% concentrație, iar producătorul mă asigură pe ambalaj că nu conține sare, aditiv sau conservanți. Bineînțeles, acest adaos nu este obligatoriu, dar dacă o faceți, veți simți clar diferența. Adăugăm și restul cantității de busuioc. Am zdrobit ușor bucățele de roșii cu un zdrobitor de cartofi. Eu nu vreau o consistență fină, vreau bucăți de roșii moi în sos, dar voi puteți pasa cu un mixer pentru o consistență foarte fină. Dăm focul foarte mic și mai lăsăm puțin să fiarbă. Între timp, pastele sunt gata, eu le-am lăsat să fiarbă 9 minute. Sunt așa cum îmi plac, al dente. Am luat sosul de roșii de pe foc, am pus alături pastele și cu o strecurătoare cu găuri sau un clește de bucătărie, transfer pastele în sos, scuturându-le ușor de apă.
Nu le strecor de tot de apă, căci devin prea uscate. Luate direct din apă și transferate în sos, ele păstrează suficientă umiditate cât să obținem omogenitatea perfectă cu sosul. Și dacă le-ați strecurat, puteți folosi din apa în care le-ați fiert pentru a regla consistența sosului la nevoie. Amestecăm pastele cu sosul, adăugăm și brânza rasă, iar dacă sunteți în post sau nu vreți să folosiți brânza, vă propun să încercați fulgi de troștie. Arată ca o tărță fină, dar au gust de parmezan, sunt extrem de nutritivi, au circa 18 aminoacizi esențiali minerale, sunt foarte buni la glicemie, colon, creier, anemie. Nu se folosește mai mult de o lingură pe zi, căci sunt foarte concentrați, în exces au potențial alergic. Amestecăm totul și sunt gata de servit. Nu însă înainte de a vă abona și de a da un like. Chiar spuneți-mi și ce paste vă plac. Vă aștept în comentarii, la povești. Poftă bună vă doresc, vă aștept să dați raită și prin celelalte rețete de la Căsuța Laurei. O zi rodnică și minunată vă doresc! Bye bye!